Așadar, bună ziua și bun găsit la întâlnirea cu propunerea. Ne apucăm repede de treabă. Le mulțumesc băieților că au ajuns un pic mai în față, mai înaintea mea. Mulțumesc și m-ați ocupat, aștept tabla. Era cât pe ce să începeți voi în locul meu, nu așa? Apucă. Puțin, dacă nu veneam la, la timp să vă, să vă să preiau eu, aveam de gând să dați drumul și fără profesor facem lecția. Care-i problema? Da. Așa, și am primit și vestea bună, frumoasă. Ștefania a luat 10, ne spune prietenilor rândi. Acest lucru pentru că trebuie să-i convinge și pe ei că dacă urmăresc filme și dacă muncesc, au și rezultate. Da? Este excepțional. Cristina acum va urma și ea o să dea un test. Doar vizibilitatea. Așa. O să lucrăm, o să discutăm, încât și Cristina trebuie să ia 10. Vrem neapărat. Nu așa face Ștefania. O să o ajutăm să facă și ea, să ia 10. Îi dă drumul la treabă când dai testul. Mâine. Mâine? Adică astăzi am pus să anunțați. Astăzi v-am anunțat, da? Ștefania, să iau eu foița. A, dar... Primul eu, soară. Așa facem. Ne uităm peste ele. Da. Și care, care credem... Hai, primul eu, soară. Așa. Primul așa. Unde ai tu greutăți? Poți la ei. Așa. Hai să ne uităm. Scrieți ca un produs de numere cu baza 58. Scrieți ca produs de numere egale cu baza A 58 la a doua. Ce trebuie să spun asta? Păi n-am înțeles nici. Scrieți ca produs de numere egale ca un produs de numere egale cu baza. Ce vrea? Ia să-l scriu. Poate ne vine minte când ce înseamnă. Scrieți ca produs de numere egale cu baza. Să scriu și așa. Scrieți ca produs de numere egale, ca produs de numere egale cu baza. Cu baza. Deci trebuie să scriem un produs de, de numere egale. Pe 58. Adică pe 58 la a doua. Pe asta să scrie ca un produs de numere egale. Păi nu facem 58 ori 2? Cu baza. Cum? Nu facem 58 ori 2 pentru că e la a doua. Nu 58 ori 2. 58 ori 58. A, da. Asta cred că o să spună. 58 ori 58. Ca să scriem pe ăsta, ca un produs da. De numere, egale, cu baza, egale. Cu numere egale, da? Da. Bun, bun. Cred că ne-am descurcat. Amic a fost. Vei mic. 6 la a 5-a. 6 la a 5-a înseamnă 6 ori 6 ori 6 de câte ori? De 5-a. Atât a fost. Nimic deosebit. Următoare, să vă. Calculați 2 la nu știu ce, nu știu cum, da? Care se pare? 5. La 5. Trebuie să-i susi sub. 2 tot e ușor, da, nu? Da. E simplu. Plasați pe axa de mai jos numerele 2 la 3. Plasați pe axa de mai jos. A, e o axă, uite așa. Da. Uite așa, o axă. O dreaptă. În care avem împărțit așa în segmente. Voi, că, da, voi de pe căițelul de pătrățele așa aveți liniuțele, da? Și puneți-le... Faceți multe de asta. Așa. Și să zicem asta reprezintă pe 0. Deci la asta e punctul care reprezintă pe 0. Și acum noi trebuie să reprezentăm pe axa asta 2 la a 3-a. 2 la a 3-a e egal cu cine? Cu 8, nu? Da. Așa, și 8 trebuie să numărăm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Adică 2 la a 3-a, tot mai aici. Da? 0 la a 4-a. 0. 0 la a 4-a, 0. 0. Adică aici. Da. Da?
0 la 4 egal cu 0. Ăsta e 0 la 4. Da. 5 la 2. 25, numai 25, deci aici e 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 25 aici, da? Ăsta e 25 sau 5 la 2. 7, 1 la 7. 1 la 7, 1. Deci aici îl punem. Asta este 1 la A7. Uite-te mai departe, să-ți spui ce ți se pare iarăși mai dificil. 7. Așa. Deci la 6 nu ne uităm, nu? Că e simplu, nu? Da, e simplu, de calculat. Așa. Calculați suma dintre pătratul lui 5 și cubul lui 2. Pătratul lui 5, adică 5 la a doua. Da. Și plus cubul lui 2. 2 la a treia. Da, cu 2 sau cu 5. Pătratul lui 5, eu zic? Dintre, calculați da. Suma dintre pătratul lui 5 și cubul lui 2. A, da. Pătratul lui 5, adică 5 la a doua, plus cubul lui 2, 2 la a treia. 25 plus 8, da? Și face 30 și cât? Și 3. 33. Ia vezi, era cumpărați puterile. La care da? Răspuns? Poți să răspunzi? Dacă ai vreunul la care la cumpărați puterile, ce la care? Așa. Să comparăm pe 5 la a doua. 5 la a doua. Nu. Asta. Ăsta ar fi puterile compar pe toate, ca o aceeași bază. 10, da? Da. Bun. Corina nu mai știe câte timbre are. Foarte bine că mai știe. Da. Își amintește doar că numărul timbrelor are 3 cifre. Și este o putere a lui 7. Deci, e vorba de o putere a lui 7. Hai să vedem. 7 la 1. Eu te parcă așa este. 7 la 1. Cât este 7 la 1? 7 la 1 egal cu 7. 7 la 2 este 49, nu? Da. 7 la a treia este 49, 7. Da? 7, adică 7 la a doua, 7. 49, e 7 ori 9, 63. 6, 7 ori 4, 28. Da? Și cu 6, 34. 343. Câte timbre are? 343, că este o putere a lui 7 din 3 cifre. Dacă vreau să fac numai 7 la a 4-a, depășește 4, 3 cifre. Că vine 7 ori 3, 21, 7 ori 4, 28 și cu 2, 30, 0 și 3, 7 ori 3, 21 și cu 3, 24. Deci e 2401. Deci l-a depășit. Înseamnă că asta este. Răspunsul corect, asta este. Gata, da? Coaa, drăguță! Deci a fost drăguță pentru că ea s-a gândit și la tine. Vă zic ce pot eu face, fac eu. Da? Uite ce frumos este. Da? Cristina, din care test. Și vă da testul care să-l faceți ca asemănător, vă va da, nu? Înțeleg eu așa. Nu, ne-a dat dintr-o culegere, am să-mi fac Xerox, două teste, dar nu asemănătoare, o recapitulare pentru divizibilitate. Am înțeles, e foarte bun. Fiecare test are 50 de minute. Așa, noi dacă facem și mai repede, cu atât mai bine. Da. Ia să vedem. Începi să vorbești. Așa. Arătați că 25... Da. Că 25 la 2011... Să arătăm că 25
la 2011. Se poate scrie ca o sumă de două pătrate perfecte. Deci se scrie ca o sumă de două pătrate perfecte. Ah, ce mai făcut? Ai venit deodată cu un exod? Ciudat! Ai putut să cauți fructul altul mai ușor? Lasă-ți să-l faci, trebuie să-l faci. Păi dai la fel, de fapt, următorul e la fel. Următorul e la fel. Ia să vedem. Pe 25, hai să luăm pe 25. 25 la întâia. S-a scrie egal ca fiind 4 la a doua plus 3 la a doua. Ia să vedem dacă e deșteaptă chestia asta. 16 plus 9. Da. E bine? Da. Deci 25 se scrie ca fiind 4 la 2 plus 3 la 2. M-am prins. Zi. Deci, întotdeauna când vrem, de exemplu, să scriem pe 64 un număr oarecare, da. Bine, care are ceva, putem de la cel mai mare să ia descrescător. Nu, eu aș zice că pe 25 la 2011, da. L-am gândit ca 25 la 2010, ori 25, ori 25 la întâia. Deci așa am avut, 25 la 2010, ori 25 la întâia. Spuneți voi dacă nu fac tot 25 la 2011, e bine, nu? Da. Ei, nu pe 25 ăsta, l-am luat ca fiind la întâia, ca fiind 4 la 2 plus 3 la 2. Și ce trebuie să fac eu la 25 la 1 ca să ajung la 25 la 2011? Deci, e o sumă de două pătrate perfecte. El este 25 ca o sumă de două pătrate perfecte. Da, este 5 la 2. Așa. Dar eu las 25, nu umblu la el, nu scriu ca 5 la 2. Da. Că 25 este 4 la 2 plus 3 la 2. Am performanța asta. Acum, cu cât să mulțesc eu egalitatea asta, încât să ajung la 25 la 2011? Cu cât să-l prăjim? Cu 25 la 2010. Că dacă mulțesc cu 25 la 2010, și cum este un 25, o să am în stânga 25 la puterea 2011. Deci, vedeți, eu l-am scris pe ăsta descompus, ca fiind un produs, că pe ăsta îl știu. Că este 4 la a doua plus 3 la a doua. Da. Și dacă mulțesc totul cu 25 la 2010, am să ajung la 25 la puterea 2011. Înțeles. Deci, acum, înmulțesc și partea asta, și partea asta, adică ambii membri, ca să nu deranjez egalitatea, cu 25 la ce putere? 25 la puterea 2010. Și acum ce devine? Te rog să vorbești, Cristina. Echivalent cu? În stânga? În stânga va fi 25 la puterea 1. 25 la 1, da, corect. Ori 25 la? 25 la 1. Păi am zis. La a doua. Păi de și la a doua. Cu cât te mulțim? Cu cât te mulțim în ambii membri? Adică și în stânga, și în dreapta. Cu cât? 25 la 2010. Da, 25 la 2010. Deci, a fost 25 la 1. Da. Și am mulțit cu 25 la 2010. Egal. Da. Egal cu cine? Egal cu 25 la 2011. Atât ar face, dar nu mulțesc eu aici, ci mulțesc și în dreapta. Adică, din coace de egal, da. O să spun tot așa, 25 la 2010, pe lângă, tot ce e în dreapta. Pentru că, așa, pe lângă tot membru acela. Da. Deci, pe lângă, va fi egal cu 25 la 2010, pe lângă, 4 la a doua plus 3 la a doua. Și, egal mai departe, să aplicăm proprietatea cunoscută, distributivitate, da? Distributivitatea înmulțirii față de adunare. Și înseamnă că ăsta se mulțește și cu 4 la 2 și se mulțește și cu 3 la 2. Deci va face 25
la puterea 2010, ori 4 la a doua, plus 25 la 2010, ori 3 la a doua. Echivalent. Ei, aici cât va face? 25 la 3, 25 la 2. Deci va veni 25 la 2011 este egal cu? 2, scoatem un factor comun. Păi dacă ne întoarcem înapoi, dacă scoatem. Deci ne ducem un pas înainte, un pas înapoi. Da. Nu. Pe 25 la 2010, o să scrie ca 22 ori 1005. Că 2 ori 1005, 2 ori 1005, ia să vedem cât face. 2 înmulțit cu 1005. 5 ori 2 ori 5 face 10. 2 ori 0, 0, 2 ori 1, 2. 2010 face. Și o să scriu așa. 25 la puterea 2 ori 1005, parcă a zis, nu? Da. 2 ori 1005. Ori 4 la a doua plus 2 25, pardon, 25 din nou, tot așa scris acolo, 25 la puterea 2 ori 1005. Da. Ori 3 la a doua. Echivalentul. Dar de unde provine produsul a două puteri? De la o putere la o altă putere. Adică poți să scriu pe ăsta 25 la 1005, totul la a doua. Atenție. Cum îl scriu pe 3 la puterea 2 ori 7? Poate fi scris 2 la poate scris ca fiind 3 la puterea a 7 totul la a doua. Sau tot atât de bine poate scris 3 la puterea a 2 totul la 7. Știți bine asta? Da. Nu am și aici un produs, uite, un produs am. 25 la 1005 totul la a doua. Așa o să spunem. Deci, zicem 25. 25 la puterea 2011. 2011. Totul la a doua. Egal. Nu, nu. Am scris, când zic echivalent, adică scriu egalitatea asta încă o dată. O scriu, da? Deci 25 la puterea 2011 este egal. 25 la 1005, zici Ștefania, totul la a doua. Ori 4 la a doua. Perfect. 25 la 1005, totul la a doua. Ori 3 la 2. Și egal. Echivalent cu? Da. Echivalent cu? 5 la 1013. 25 la puterea 1000. 2011. A, 2000, da. Da, la 2011. Este egal cu? Ei, acum suntem atenți. Că și ăsta e la a doua și celălalt e la a doua. Da. Înseamnă... Adică putem să scriem 25 la 1005 plus 4, ori 4. Ori 4 la a doua, totul la... Ori 4, totul la a doua. Că și primul este la a doua, da? Deci putem să zicem că este egal cu 25 la 1005 ori 4, totul la a doua. Conform unei proprietăți, da, care adică un produs la o putere, înseamnă adică fiecare. A la M, totul la B. Deci A ori B, totul la E. Da? A la N ori B la N, da? Plus. Și plus, 25, analog face și acolo, 25 la 1005, ori 3, totul la a doua. Și iată cum am reușit. Uitați ce am reușit. 25 la 2011 este scris ca o sumă de două pătrate perfecte. Deci prima oară l-am scos afară pe 25 și am încercat să găsim 25. Asta e. Deci baza asta, 25, am luat-o de o parte. Dar dacă era, de exemplu, 27? 27 nu are o sumă de două puteri. Da. 27, vedeți? 27 nu este egal cu suma două pătrate. Da? Nu-i da, suma două pătrate. Da, este la cub. Da, să vedem, 27 este numai un cub, atâta. Da. El este cub.
Dar nu e o sumă de două cuburi. Ba da. Ia să vedem. Ai două. Ba nu. Ai două cuburi. Nu, pentru că 3 la 1 face 3. 3 la 1 face 3. Da. Dacă mi-ai fi la 30, acum mă duci... Ar fi fost. 30 ar fi spus ca fiind 1 la... Nu 30, mă. 28, mai. Pe 28. L-aș ar fi fost 1 la 3. Plus 3 la 3. Da. Deci 28 este o sumă de două cuburi. Că 3 la 3 fac 27 și cu 1 la 3 face 1 și cu 27 fac 28. S-ar mai fi fost o idee. Acum ar fi fost o idee. Dacă e ghișit, ar fi fost dat așa. 28 la o altă putere. Să se arate că se scrie ca o sumă de două cuburi. Da? Două cuburi. Deci noi acum compunem un greșit, dacă vrei. Da? Tu mă împingi acum spre pe culoarul de a scrie, de a compune un greșit. Da. Cum a fost ăsta 25 la 2011, ca să scriem ca o sumă de două pătrate perfecte, putem să ne gândim la un alt număr, la o putere, care să fie scrisă ca o sumă de două cuburi perfecte. Ideea fiind asta, foarte tare, că 28 poate fi scris ca o sumă de două cuburi perfecte. Mă întorc înapoi, Cristina, și insist. Autorul a dat baza 25, nu întâmplător, ci numai pentru că 25 este 16 plus 9. Da. 16 e pătrat perfect, e 4 la 2. Și 9 este și el pătrat perfect, e 3 la 2. Și plecând de la speculația asta că 25 se scrie ca 4 la 2 plus 3 la 2, ești atentă? Da. Plecând la speculația asta că pentru tine o fac acum și pentru prietenii noștri, m-am uitat repede că până la 25 la 2011 m-am nevoie de 25 la 2010, cu un 25 la 1 l-am rezolvat, și mulțim, Cristina, și în stânga și în dreapta, cu 25 la 2010. Hai să insist încă o dată. Cristina, să se arate, uite, trecând, să se arate că 25 la puterea 51, 25 la 51, se scrie ca o sumă de pătrate perfecte. Se scrie ca o sumă de pătrate perfecte. De două pătrate perfecte. O sumă de două pătrate, da. Sumă de două pătrate perfecte. Cum procedăm? Păi, luăm pe 25. Așa, pe 25 deoparte și îl scriem. Scriem ca fiind 4 la 2. Plus 3 la 2. Perfect. Înmulțim ambii membri. Înmulțim ambii membri cu 25 la 50. Perfect. Ca să ajungi la 51? Da, pentru că e 25 la 1. 5 la 1 la 1, da. Așa, da. Deci înmulțim ambii membri cu 25. Cu 25 la 50. Și echivalent cu? Și în stânga și în dreapta mulțim, da? Da, și în dreapta și în stânga. Și scoatem, facem 25 la 1 din stânga. Ori 25 la 50. Ori 25 la 50. Da, este egal cu? Egal cu 25 la 50. Și 1. Păi, dar nu mulțim acum, egal cu, nu și în dreapta acum. Cu 25. 5 la 50 pe lângă. Da. Egal cu 25 la 50 pe lângă. Pe lângă 4 la 2 plus 3 la 2. Așa. Echivalent cu. Ai înțeles? Nu calculăm aici, ci mulțim cu 25 și în stânga. 25 la 50 și în stânga și în dreapta. În dreapta. În dreapta este 25 la 50 pe lângă ce era în membru drept. Da? Echivalent cu. Acum calculăm. Echivalent cu 25 la cât va veni? La 51 egal cu, acum aplicăm distributivitatea. Da, cu 25 la 4, totul la 2. 25, nu, 25 la 50 ori 4 la 2. Da.
25 la 50 ori 4 la a doua. Plus? Nu-i 25 la 50 totul la a doua? Păi nu încă, n-am ajuns acolo. Că atunci când mulțești cu un număr în paranteză, nu mulțești și pe primul și pe al doilea cu numărul respectiv. Deci vine 25 la 50 ori 4 la a doua, plus 25 la 50. Ori 3 la 50, ori 3 la 2. Este corect, da. Ștefane, da? Deci e distributivitatea mulțirii față de adunare. Da. Se mulțește ăsta și cu fiecare din paranteză. Da. Asta am făcut. Din nou scrim echivalent cu 25 la 51 egal cu 25 la 50 ori 4 tot la 2. Nu, trebuie să umblăm la 50 ca să fie 2 ori 25. Ca să avem un 2 și acolo. 10 ori 5, nu. 2 ori 25. Da, 2 ori 25. Eu am nevoie de 2. Da, asta îmi dai mai mult. Da? De 2 ca să fie pătrat. 25 totul la 2. Asta e, da. La 25 totul la 2. Am făcut prima sumă. Deci primul termen, deci. Da. Da? Ori 4 la a doua. Nu-i plus, ori 4 la a doua. Ori 4 la a doua. Plus. Plus. Iar pe 50, 2 ori, 2 ori 25. 25 la 25. 25 la puterea 25. Totul la a doua. Corect. Ori 3 la a doua. Echivalent cu scrierea. 25 la 51. 25 la puterea 51. Este egal cu. Și acum e momentul acela frumos, că și ăsta la a doua, și ăsta la a doua. Și acum se aplică... Acum aplicăm formula totul la a doua, da? Fiecare prins într-o paranteză, adică 25 la 25 ori 4, totul la a doua, plus 25 la 25 ori 3, totul la a doua. Și iată pe 25 la 51, scris ca o sumă de două pătrate perfecte. Gata, nu m-am prins. Da? Deci mai vedem încă o dată. Eu am zis așa, să se arate că 25 la 51 se scrie ca o sumă de două pătrate perfecte. Și am plecat la 25 pe care scriu ca 4 la 2 plus 3 la 2. Și înmulțim în ambii membri a egalității cu 25 la cât? La cât mai este nevoie ca să ajungem la 25 la 51? Fiindcă noi avem 25 la 1, până la 50 și 1 mai trebuie 25 la 50. Da. Și atunci înmulțim și în stânga și în dreapta. În stânga, iată la aici, și în dreapta l-am pus aici. 25 la 50 pe lângă 4 la 2 plus 3 la 2. Deci facem paranteza că și doar așa știm distributivitatea. Și pe mâine pe 50 ăla scrim ca 2 ori 25. Îmi trebuie 2 ăla. Ca să zic totul la a doua, mai târziu. Da? Deci asta e mișcarea care trebuie să o facem. Deci ăsta e modelul de ghișiciu care mi-ai prins tu atunci, Ștefania. Da. Nu e modelul acela? Da. Ăsta e modelul. Când mi-ai trântit de ghișiciu ăsta, nu erai tu atunci. A, în vinerea... În vinerea sau miercuri, nu știu ce a fost. Când venea să plec cu ghișiciu în așa, știi cum... Și în rolone, când uitați. Da. Așa este. Și următorul este la fel. Și următorul este la fel? Să-l facem, dacă e următorul la fel, îl facem, că de data asta vreau să mă convinc că ați priceput. Da. Iar eu n-am mai uitat de data asta. Asta e fain. Da. Da. Ștefania. Da. Dar asta înseamnă să facem efortul, să înțelegi. Că dacă ai înțeles, să ieșiți-o, că nu-ți mai este frică. Tu ce aminte că am cum să faci? De data asta, acum, nu mi-a mai fost așa frică. Ați știut? Am știut cum se mișcă chestia asta, am prins-o. De fapt, dumneavoastră știați dinainte, doar că n-ați mai lucrat exercițiile din astea. A, da, așa. Deci când știam să spunem, dar hai să spun și eu un lucru ca să înțelegi și mai bine, să te zici pe amândoi. Eu n-am fost profesor de școală generală. Niciodată, numai la liceu am predat. Da. Deci nu am fost profesor de școală generală. Păi s-a făcut și cu prima și a doua și a treia. Dar acum am coborât să fac aici, cu ăștia mici. Pentru că eu mi-am dat seama de un lucru cu fetele. Mi-am dat seama că la școală se fac niște lucruri nu într-o idee care o am eu. Mm-hmm.
să fac niște lucruri mecanic, așa. Învățătoarea, da, îți readunăm, îți scădem. Da? Și tu te trezești, ești victima acestui stil. Deci dacă nu se strădui să-i explici de ce le adunăm, de ce le scădem acolo, tu așa zici, când vezi niște numere, hai să le adunăm, poate nimeresc. Da? Și eu supărat pe chestia asta, când veneau elevii la liceu, ei aveau această meteană. Păstrau stilul ăsta de lucru. Și atunci eu am zis, da, neapărat trebuie să cobor, să mă duc la școala generală, la 1-4. Sunt persoane care număr efectiv din cap și greșesc foarte mult. Sigur. Deci, asta vreau să spun. De aceea, de aceea, sincer am fost. Când ai venit cu chestiunea aceea, m-am speriat, trebuie să o fac, ce să fac. Nu făcusem niciodată. Da? Nu făcusem niciodată. Dar am încredere în mine că pot. Asta e deosebirea. Eu spun pot. Nu mă, nu... Așa mi-a spus și profesoarea noastră de matematică, să zicem, când, de exemplu, este un test sau ne ascultă și nouă ne frică sau nu avem curaj. Deci în momentul în care tu te hrănești cu ideea că nu poți, da, de așa te-ai terminat. Deci te-ai ascuns sub bancă. Da. Da? Deci gata, tu știi că nu poți și în mintea ta totul s-a setat pe ideea nu pot. Și cu acest nu pot în față, ești terminat. Când am venit pe zoi, eram setată. Tot timpul, așa când am început noi discuția, Ștefania... Nu am fost să fiu și cu clasa 3. Am făcut și cu copiii și mai mici, cu nepoțeile mele. Da. Da? L-ați văzut acolo filmulețe că fac cu ele. Da. Ia să vă zic. Aduc și ele profesoare de matematică. Știi, ați văzut filmulețe așa? Da. Alo, da. Salut, salut, Zilică, salut. Păi sunt într-o lecție la matematică, sunt în direct acum la televiziune. Dacă astăzi mă vezi din direct. Te sun eu de seară, e bine? Până la 10 stau. Așa. Stau până la 10 de seară aici. După 10 te sun. Da. Grijă, salut, salut. Bun. Pornim alte exerciții. Arătați că 100 la 2013 13 se poate scrie ca o sumă de două pătrate perfecte. Deci, tot așa, ceva la a doua, nu? Trebuie să fie un număr la a doua, o să un număr la a doua. Da, ceva, să așa. Tot așa, luăm pe 100 de o parte. Luăm pe 100 de o parte și scriem 5 la 2. Nu ce să dau mai mult. Dacă zici 5 la 2, strămân 75. 75 nu mai este la a doua. Asemenea. Da? Deci trebuie să găsim două pătrate perfecte. Cât dă 50? Nu e un pătrat perfect. 49 ar fi 7, nu? Da. 7 la a doua. Și nu mai rămâne... Dar rămâne 51. Da. 51 partea cealaltă, nu se scrie 4. 64. La 6 mă gândeam eu, la 64. Da? 60... Se poate scrie ca fiind... 64 este 8 la a doua. Da. Da. Și ne mai rămâne. 36 mai rămâne. Da. 36. 5 la... Nu, 2 la 5-a. Nu, 36. Cât ori poți fac 36? A, 4 la 9. Nu, 4 la 9. Eu prin el însuși. 4. Ceva la a doua. 6 la a doua, mă. 6 ori 6. Da? Deci, 100 putem să scriem ca fiind 64 plus 36. Da. Da? 64 plus 36. Adică, echivalent cu a spune că 100 este egal cu 8 la a doua. 8 la a doua plus 6 la a doua. La a doua plus 6 la a doua. Nu? Loc de 64 e 8 la a doua, loc de 6, 3, 6 e 6, 6 la a doua. 6 la a doua. Și acum mulțim egalitatea asta cu cât? Cu 100. La? La 2012. 2012, ca să ajung la 2013. Adică 101. Așa, exact. Deci mulțim cu 100 la puterea 2012. 12. Echivalent cu? Echivalent cu?
100. Mulțim și dintr-o parte și alta. Și explicați și dreapta. Deci 100. Și scriem 100 la întâia. Ori 100 la. Ori 100 la a 2012. Corect. Egal cu? Egal cu 100 la întâia. Nu, nu 100 la întâia. Egalul din dreapta de acum, zici, da, 100 la 100 la 2000. 100 la 2012 pe lângă 8 la 2 plus 6 la 2. Corect. Echivalentul. Echivalentul. Și acum face calcul 101 100 la 1 ori 100 la 2012 și face 100 la 100 la 2013. Da. O ori egal. Da, egal. Cu, așa. Așa. 100 la 2000. 100 la 2012 ori 80. Ori 8 la 2, nu facem, nu calculăm. Ori 8 la 2. 8 la 2. 8 la 2. Nu stricăm jocul. Da? Plus 8 la 2 plus 6 la 2. 1000. 100 la 2012. Înmulțim mai distributivitatea. Am înțeles. Amândoi. Plus 100 la puterea 100 la puterea 2012 ori 6 la 2. 6 la 2. Echivalentul. 100 la puterea 2013 egal cu 100 la puterea 2013 egal cu. Ah, facem un rost de un 2. Cum să scrii pe 2012 ca fiind 2 ori ori cât? 2 ori 100. 2 ori 1006. 1006 de 2 ori fac 2012, da? Deci vine 100 la puterea 2 ori 1006 ori 8 la 2 plus, la fel face Nicol. 100 la 2 ori 1006. Da? Ori 6 la 2. Echivalentul. Și acum, 100 la 2013. 100 la 2013. 100 la 1006. 2006. Ori 8. Tot la 2. Deodată facem, da? Da. Ori 8. Totul la 2. Plus 100 la 1006. Ori 6. Totul la 2. Totul la a doua. Excelent. L-am scris pe el ca o sumă de două pătrate. Așa am visat. Ceva la a doua, plus altceva la a doua, da? Am visat și visul meu o devine realitate în momentul de față. Mai vedem o dată. Care e șmecheria? Trebuie să prindem șmecheria la lucru. Da? Asta de care m-am speriat eu. Eu mă speriasem că nu ghiceam cum să fac asta. Ai văzut? Faptul că 100 se scrie ca 64 plus 36, și mi-am amintesc că atunci când ai ieșit unde și-a ajutat. Da, zicea că, de exemplu, 100, să verificăm dacă era 8 la 2 plus 6 la 2. Așa, mă, da. Deci ne-a ajutat. Că dacă ne-ar fi dat așa cum este aici, chiar că nu fugeam din aici. Da, era mai generos. A fost mult mai drăguț cu noi, da? Autorul a fost drăguț cu noi. Autorul, exercițiul cu autorul e acela și la exercițiul acesta și la celălalt. De acord. Deci el a fost mai drăguț când o compuse ieșiciul, în sensul că o anticipa că s-ar putea să nu ne prinde și atunci ne-a pregătit. Da. Și mi-a spus, ia verificați dacă voi 100 e bună, 8 la 2 și 6 la 2. Am zis, dar verificați, dar e simplu. Dar zic, așa e ieșiciul, da? Ca la punctul B, zice, arătați că 100 la 2013 se scrie ca 100, o sumă de pătrate perfecte. Da, nu ne prindeam de asta. Nu ne prindeam că trebuie să mulțim în ambii membri cu 100 la... Astea ca să ne putem vedea că majoritatea sunt ușoare. Da? Deci mai facem o negrișitură. Da. Compun una acum. Da, da. Bun. Să le vedem foarte bine. Așa, asta vreau să fac. Hai să luăm două pătrate perfecte. Facem invers. Să vedeți cum compun negrișitele. Deci zicem așa. E adevărat că 3 la a doua plus 5 la a doua este egal cu cât? 9. Am făcut asta. 9 și cu... Nu, n-am făcut. 9 plus 25, da? Da. 9 și cu 25 face 34. 4, da.
Acum aș avea așa. 34 este egal cu 3 la a doua plus 5 la a doua, nu? Da. Verificăm asta, e o treabă. Da. Și mulțim ambii membrii cu 34 la o putere pară. Adică la un exponent pară aici. Da. Cum ar veni la puterea 20? 20. Da? Ca să fie par data viitoare, pe 20 să scriem 2 ori 10. Da. Da? Că da. Dacă zic la 21, îmi stric jocul. Da, înțeleg. Da? Deci mulțesc cu 34 la 20 am venit metri. Cristina. Eu acum vă arat cum au compus ele ghișițul. Da? Da. Facem metoda de varianta de compunere. Echivalent cu. Și în stânga și în dreapta mulțim, da? Și în stânga și în dreapta. Ce deosebire este între echivalent și dacă și numai dacă? Păi asta este. Dacă și numai dacă sau echivalent. Așa. Da? O să zicem dacă și numai dacă. Pentru că erau la fel și mă gândeam că... Nu există în conținut nicio diferență, da? Da. Deci echivalent, adică o scrim încă o dată, egalul se păstrează, da? Da? Bun. Și vine 34 nu, 4 la 1 ori 34 la 20, că mulțumim ambii membri. Da. Da? Bun. Este egal cu 34 la 20. Nu, păi nu mulțim, mă. Mereu spun, nu mulțim. Trebuie să, cu 34 la 20 trebuie să mulțim și în dreapta. Da. 34 la puterea 20 pe lângă. Pe lângă 3 la a doua plus 5 la a doua. 5 la a doua. Și este egal acum. Echivalent. Scriem din nou. 34 la puterea 21. Nu? Așa da, vine. Da. 1 și cu 20, 21, da? 21. Egal cu? Egal cu 34 la 20. Ori? Ori 3 la 2, da. Plus 34 la 20, ori 5 la 2. Corect. Echivalent? 34 la 21, egal cu 34 la 20, ori 3. Da. 20 trebuie să umblăm. 2 ori 10. Da? Deci la, la 20... Nu e 10 ori 2? 10 ori 2. Da. Păi da, dar dacă scriam 2 ori 10 era puțin mai complicat. Adică... Nu. Tot așa. Da, deci mai ușor cu 10 ori 2. 10 ori 2, gata, de acord. 34 la puterea 10 ori 2 ori 3 la a doua. Plus 34 la 10 la 2. Așa, 10 așa facem. 10 la 2. Chiar pe echivalent, sigur că da. Ia, dirigează. 34 la 21 egal cu 34 la 10 ori 3 tot la 2 plus 34 la 10 ori 5 tot la 2. Și gata, șefa. Gata, l-am scris, nu? Da. Acum ar fi așa. Noi am compus... Astea, cum ar fi? Astea ne-ar fi dat la divizibilitate? O secundă, nu m-am mutat în altă parte, să vedem mai ieșit, să termină ieșițiul aici. Deci, să se arate, iată cum am compus ieșițiul. Să se arate că 34 la 21 se scrie ca o sumă de două pătrate. Da? Mai dați voi tot cu 34, la cât mai poate fi scris? Și am pus, cum se face? Cel care știe să lucreze, ia pe 34 la întâia. Da. Îl scrie ca fiind 90 cu 25. Adică 3 la a doua plus 5 la a doua. Și până s-a apucat de făcut toată treaba. El are șmecheria pusă. Ghicește. Știe. Dacă nu știi că trebuie să pleci la cine? La 34, care se scrie ca fiind 90 cu 25. Da? Egal cu 34. Și care 9 înseamnă 3 la 2 plus 5 la 2, nu poți face ieșițiul. Fetelor,
Noi acum am compus un exercițiu pe loc. Da? Să se arate că 34 la 21 se scrie cu o sumă de pătrate perfectă. Răspunsul? Da, se poate. Mai dați voi tot cu 34. 34 la ce putere? La... Trebuie să fie neapărat număr impar. Asta e. Da. Asta e număr impar. Că dacă e număr impar, putem face mai ușor. Nu, nu. Sau... Nu putem face, că îi mușcăm un 1. Aha. Și cine rămâne când înmulțim acolo nu este cu putere pară. 23... Sigur, la 23, la 34, 4. La 71, 34... La 90, 91, la 91. Dar importanță, importanță fie la... Se număr impar. Și cei care încep să compune, să facă exercițiu, vor începe, spune. Păi, 34... Îl puteți scrie ca fiind... 3 la a doua plus și la a doua. Mulțim ambii membri cu 34 la 22. Da. La 22. 22. Dintr-o parte în alta îl... Și în stânga și în dreapta mulțim. Apoi dăm factorul comun. Nu dăm factor comun. Dăm factor comun. Îl mulțim ce a rămas în dreapta. Deci în dreapta care era 3 la a doua plus și la a doua mulțim cu 34 la cât am zis mai devreme. Atenție când înmulțim, deci pe fiecare înmulțim cu 34, căutăm pe urmă 20 sau aici la noi am zis 22 ca fiind 2 ori 11, da. Ca să facem rost de 2, ca să fie totul la a doua. Da? Deci atenție numai la cu exponenți impari. Uite și aici a fost tot așa, la puterea 13-a. 2013, nu ne-a dat 2012. Da, 2012. 100 la 1. Ori 100 la 1. Da, ori 100 la 1. Așa. Deci atenție multă, că asta e secretul. Hai să mai compunem altul. Plecăm de unde? Să schimbați. Da? Plecăm de unde am văzut? De la sumă de două pătrate. Da. Hai să compuneți voi. Hai să zicem. 7 la a doua plus 11 la a doua. 7 la a doua face cât? 7 la 2 fac 49, plus 11 la 2 fac 121. Și 49 și 121 face 50, 170. Gata. Da? Da. Deci, 7 la 2, da. 49. Da. 111 la 2, 121. Și acum scriem 170. La puterea. 170 la puterea cât? 33. Să se arate că 170 la 33 se poate scrie cu 100 de pătrate perfecte. Da. Atunci, pe 170 scriem, l-am scris ca fiind 7 la 2 plus 100 la 2. Asta e. Deci plecăm de aici, da? Deci 170 este egal cu cât? 7 la 2 plus 11 la 2 înmulțit cu 170 la 32. La 32, corect, echivalent cu, vă rog, conduceți voi ghișițiu, egal, echivalent. Vorbește Cristina, că tu e, ai mare urgență să înțelegi bine ghișițiu ăsta. Așa, cu 170 la 1, ori 170 la 32. Așa, egal mai departe. Și în dreapta și în stânga l-am făcut, și da. Acum am rămas 170 la 32, pe lângă 7 la a doua plus 11 la a doua. Da. Echivalent. Echivalent cu 170 la 33. Da. Egal cu? Egal cu 40. Egal cu, mulțește 170 la 32 cu 7 la a doua. Egal cu 170 la 32. Ori 7 la a doua. Da, ori 7 la a doua plus 170 la 32 ori 11 la a doua echivalent cu 170 la 32 totul la a doua plus 170 la 32 totul la a doua. Nu, 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 secundă. La 33 parcă era în stânga, nu? Da. 173 la 33, egal cu 170
la 3 și 2, 32, nu te grăbi, 32, ori 7 la 3, 7 la 2, 7 la 2, 170 la 32, ori 11 la 2, 70 la 32, 11 la a 2, echivalent cu 70 la 32, 170 la 32, totul la a 2. Egal, nu, 70 la 33. 3. Așa se scrie, așa care e cea de la cap. Da, da. Și acum, 70 la 33, egal cu... Aici, Cristina, trebuie să fii atentă. Da. Ce faci pe, cu 32 ăsta? Cum îl scrie? Pe 4... 33 ca fiind... Nu, 32, 32. Pe 32... 2 ori. 2 ori e 8, nu. Împărțiți-l pe 32 la 2. Ia să facem. Da. Uite, din cât? 16. 16. Deci zicem 170 la puterea 2 ori 16 ori 7 la 2 plus 170 la puterea 2 ori 16 ori 11 la 2. Ce înseamnă echivalent, da? 170 la 33 egal cu 170 la 16 ori 7 ori 2 plus 170 la 16 ori 11 totul la 2. Tot asta. Cristina, aici nu ai prins încă șmecheria. Deci nu știi că trebuie umbla la 32. Da. Ca să fie 2 ori. Da. Și apoi, după aceea tot, când ai pus pe 2, 170 la 16, totul la a doua și atunci e totul la a doua. Tu zici 172 la 32. Da. 32 ori 7, totul la a doua. E o greșeală. Că acolo, după ce l-ai rupt, și ăsta e și motivul pentru care am spus că trebuie să fie aici, la un exponent par. Că după ce ai luat 1, de ce îl dăm la 33? Ca să rămân la putere pară după aceea. Da. Că pe ala parte scrii 2 ori. Mulțumesc. Da? 2 ori. Iată că mai facem încă 1. Să se arate că... hai să luăm, să spunem noi, 11 la a doua plus 13 la a doua. 11 la a doua fac 121. Plus 13 la a doua fac 100... Să fac și 13 la a doua, fac 169. Iar faceți voi mulțirea. 13, 13, 13, 13.